America acasă, ne-am hotărât să ne întoarcem puțin în scumpa noastră capitală pentru a-i lua la întrebări din nou pe bucureșteni. Așa că hai să-i dăm drumul la test. Cine a scris Dale Carnavalului? Nu știu. Ai auzit de piesa asta? Da, am auzit, dar nu știu. Și nu știi? E un scriitor român. Nu știu, cred că ți-am zis că nu știu. Nu știu. Ați auzit de opera asta? Am auzit, dar nu știu cine a scris. Da? Nu știu. Nu vă trece prin cap așa? Da, Dale Carnavalului? Da. Nu știu. Caragiale? Ion Luca Caragiale. Continuați zicala. La pomul lăudat să nu te duci cu... La pomul lăudat... Să nu te duci cu... Și continuați dumneavoastră. Să nu mergem cu... Ce să zic, Doamne, care e sincerul? La pomul lăudat să nu credem sau să... Nu mergem cu încredere. Cu încredere? Cu încredere, la pomul lăudat. Nu, cred că... Ți-am spus Ai auzit nu. De zicala asta? Nu, nu le-am auzit. De la pomul lăudat să nu te duci cu... Nu știu. Ai auzit de zicala asta? Nu. Continuă zicala. La pomul lăudat să nu te duci cu... Sacul. Unde se află turnul Chindiei? La Chindia. Ok. Turnul? Chindiei. India, află în India. Ai auzit? Am auzit, dar nu știu unde. Și unde crezi că e? Unde crezi că ar putea fi? Oricum, nu în București la noi. În afară. În afară unde? În afară țării? În afară țării. Turnul Chindiei se află în Târgoviște. Care este cea mai mare țară din lume ca suprafață? China. Cea mai mare țară? America. America? Care din ele? America de Sud. Cea mai mare țară din lume? Australia. Care este cea mai mare țară din lume ca suprafață? Ca suprafață, Rusia. Câte vieți se spune că are o pisică? O pisică? Două vieți, așa am auzit. Două? Da. Apoi asta, Dumnezeu știe. Nu știți? Nu știu, nu știu. Nu știu. Pe câte credeți dumneavoastră? Nu știu. Părerea dumneavoastră, nu ce se spune în popor. Pare 15 ani. 15 ani? 15 ani. Pe câte vieți se spune că are o pisică? Nu. În ce țară trăiesc lusitanii? Nu știu. Ai auzit de lusitani? Nu. Lusitanii. Ce n-am auzit de asta? Ce înseamnă lusitanii? Ca să mă dau. Sunt locuitorii unei țări. Dar știi, dar ce înseamnă lusitan? Așa se numesc locuitorii țării respective. Înțeleg, dar ce fel? N-ați auzit? Lusitan. Așa se numesc ei. Sau de oameni mai micuți. Nu. Nu știu. Ai auzit de lusitani? Nu. În ce țară trăiesc lusitanii? Lusitanii trăiesc în Portugalia. Așa cum ne așteptam, Bucureștiul face tot posibilul să ne surprindă și, prin urmare, avem motive suficiente să mai revenim în zonă. Până data viitoare, a fost Alexa Nicolae pentru Cronicuță.